dintre multe stări pe care le cunoaștem cu putință, una parcă-i mai frumoasă, e trăirea prin credință. Multe stări trăiesc mulți oameni, multe le-am trăit și eu, însă cea mai fără seamă e necredința în Dumnezeu. Mulți azi prețuiesc credința și zâmbind prin viață trec, fiindcă-i unica sub soare care n-a trăit eșec. Și vorbind de această stare necesară pe pământ, să rugăm pe Domnul Slavei să ne dea pe Duhul Sfânt. Nu știm cât și până unde ni se cere să urcăm, însă am vrea uniți în Duhul, toți spre cer să ne îndreptăm, să unim credința noastră cu fiorul sfânt de sus, un fir de legătură între noi și între Iisus. Mi s-a spus de multă vreme, pentru cei ce au credință, viața e un salt spre cerul și un triumf de biruință. Mi s-a spus de Salvatorul și ce a spus, n-a spus povești. El a zis că prin credință poți orice să dobândești. Poți cât nu râvnești o slavă pentru fire, pentru eu. Poți orice neprihănire, poți orice în Dumnezeu. Însă n-ai să poți vreodată de o izbândă să vorbești. Câtă vreme ești o pradă eu-lui ce-l ocrotești. Câtă vreme însă firea concurează la tribună. Nu uita, tu ești creștinul numai pentru vreme bună. Aș vrea să vorbesc acum celor ce gândesc curat, căci aici este locul unde a fost Iisus chemat. Sunt și azi atâtea cazuri, stări durute, lacrimi grele, doritori ai mântuirii care vor o mângâiere. E nevoia lui Petru să se urce spre Sion. E nevoia să treacă un Iisus prin Ierihon. E nevoia lui Betesda ca să fie vizitată. E nevoia lui Șapa ca să fie tulburată. E nevoie, dar Iisus s-a înălțat cândva la cer și vine numai la credința tuturor celor ce-l cer. Vine dacă ai credință în puterea Lui cea mare. Vine azi ca la Betesda și în această adunare. Vine numai dacă vede că-i chemat cu mare foc. Vine dacă ai credință și te vindecă pe loc. Dacă n-ai avut prilejul să te arunci în scăldătoare, ai prilejul să te vindeci chiar aici, în adunare. Sunt dovezi atât de multe care ți-s din dartul sus. Nu ori de marturi striga astăzi că ce-a vindecat Iisus. Nu mai sta necredință în torturi cât vrei să stai, chinuită mori cumplite când un Dumnezeu tu ai. O, credință, forță vie, strigă tu cu glasul tău, să înțeleagă fiecare cine este Dumnezeu. Mișcă-i tu pe toți din loc, scoate-i și din labirint, fă să știe că e vremea sfintelor făgăduinți. Umple, Doamne, Sionul de fior dumnezeiești.
fă să li se aprindă jertfa tuturor ce te doresc. Pune îngerul la ușă cu o sabie de foc. Nu lăsa nenăciuirea să pătrundă în acest loc. Nu lăsa ca formalismul să-ți împiedice lucrarea. Ci ridică-te, stăpâne, cercetează-ți adunarea. Actorii și dorul nostru, leagă-ne pe toți de cer. Să fim o comandă sfântă, un tezaur, un mister. Doamne, nu știm câtă vreme pe pământ noi vom trăi, însă știm că hlia asta nimeni n-o vom moșteni. Nu știm cât vom fi aici, nu știm cât vom fi în car, însă vrea ca toată truda să nu fie zadar. Am dorit ziua sfântă, la măriața întâlnire, când vei apărea slavă cu semnalul de trezire. Să fim toți în haine albe, să fim toți în așteptare, încă să putem începe mult dorita sărbătoare. Până atunci...